Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a solicitat guvernului PNL încă din luna mai ca din banii economisiți la programul Laptele și Cornul, Consiliul Județean să achiziționeze tablete pentru 4.000 de elevi vâlceni. Președintele Consiliului Județean Vâlcea s-a lovit însă de refuzul guvernanților. Ce bine făcea guvernul României dacă m-a ascultat pe 7 mai. Pentru că pe 7 mai am trimis o adresă către guvern să-mi dea voie să cheltui banii pe care îi aveam economie de la lapte și corn. Pentru că n-au mai fost copiii la școală. Și am zis, dacă banii sunt ai copiilor, hai să-i ducem tot către copii. Și pe 7 mai am cerut guvernului, eu în calitate de președinte al Consiliului Județean, pe 7 mai am cerut guvernului să-mi dea voie să iau tablete de 1.800.000 de lei, bani cât aveam economie de la cornul și laptele. Nu s-au cheltuit banii pentru că pe 18 mai guvernul a zis că nu este de acord să mă lase să fac lucrul ăsta. De ce? Dumnealor știu, dar să vii astăzi să vorbești că încă n-ai făcut procedura când eu te-am rugat de luni de zile, dragă guvern, să mă lași să iau de 1.800.000 tablete, e o problemă. Iar astăzi văd că se încearcă așa o translatare a răspunderii către autoritățile locale. Păi autoritatea locală, Consiliul Județean Vâlcea din mai, v-a cerut să ne lăsați să cheltuim banii de la laptele și cornul, bani pe care copiii nu i-au consumat. Ei bine, puteam să luăm câteva mii de tablete, dar guvernul din 18 mai mi-a spus că nu e de acord să cheltuim acești bani, tot pentru copii. Am spus aceste lucruri pentru a fi în lumina adevărului și pentru că știu că în perioada asta se vor face tot felul de declarații. Până atunci, iată că, din păcate, școala va începe fără tablete, deși noi din mai am vrut să le cumpărăm, dar nu ne-au lăsat să cheltuim banii. Aproximativ 3.900 de elevi din învățământul public și 170 de copii din învățământul special de la nivelul județului Vâlcea nu pot participa la cursurile online pe motiv că nu au posibilități financiare pentru achiziționarea unei tablete sau unui dispozitiv de acest gen.